Pregătirile pentru Paștele Blajinilor sunt întoi. Niciun virus nu îi împiedică pe moldovenii să-și facă datoria față de răposați, așa că piața centrală, abia redeschisă, este luată cu asalt. Cea mai mare forfotă a fost în zona cu veselă. Oamenii au căutat lucruri bune la prețuri accesibile. Dacă căutăm, farfurii vrem. Niște bacalașe și niște șervițele și ajunge când trei locuri să te duci. Loc, dacă avem mulți frați, surori, părinți, n-ai încotro, trebuie să te duci. Poleacă, sunt târziat și să facem. Așa e. Nici ați bolnavă, trebuie la spital, nu mă pot duși. Ceva din posudă să cumpărăm. Și prieturile cum vii? Nu suntem cunoscuți cu prețurile, așa că ne indiferent cât o și atâta să dăm. Comercianții spun că prețurile pentru pomenii au rămas neschimbate. Iartă-mi voi să mă tânchez. Mai mult farfurii. Farfurii, crațițe și gata. Și prețurile cum sunt? Prețurile au rămas tot așa cum a fost înainte. Tot aceeași prețurile. N-a schimbat, n-a s-a ridicat, n-a barot. Cum? Da. Unii au spus că își vor pomeni răposații de acasă, alții, cu frica în sân, vor merge în cimitire. Dacă ne echipăm, de ce să nu plecăm? O să plecăm ca toată lumea, câte unul, cum e. Duceți la cimitir anul ăsta sau cum? Dacă se dă voie, din duci. De coronavirus, nu vă temeți, spuneți că vă duceți la cimitir? Da, e acolo nu-i. Acolo nu mă morți. Respectăm legea, un metru unul de la altul. Și legea respectăm. Și mască sau... Și mască, și mănuși, și... Și noi. Și nu vă-i frică, da? E cum, ne e o leacță, că da. Virusul este virus, el... are calea lui, dar noi avem a noastră cale. Specialiștii din domeniul sănătății îi îndeamnă însă pe oameni să-și pomenească răposații de acasă. Rămâniți acasă, în continuare, mai ales cei din grupurile de risc. Respectați recomandările autorităților competente și faceți-vă membrii activi în oprirea, membrii ca importanță, în oprirea răspândirii infecției COVID. La Paștele Blajinilor vă invit încă o dată să rămâneți acasă. Cu un asemenea îndemn a venit și ministrul educației Igor Șarov într-o postare pe Facebook. În zilele de odihnă ce urmează ar fi bine să stăm acasă, să ne amintim de cei care nu mai sunt printre noi de acasă, în sânul familiei și să evităm aglomerațiile din cimitire, a scris demnitarul. În acest an, printr-o decizie a Mitropoliei Moldovei, Paștele Blajinilor a fost amânat pentru zilele de 7 și 8 iunie.